de muzică m-am apucat în clasa 1, când am intrat la școală și mama mea a văzut ce muzică se face în școală, gen aproape nimic. Și atunci a preluat ea inițiativa, ea fiind organistă la Biserica Neagră și, bine, ea conducea ansambluri întotdeauna, cumva. Și la vremea avea un ansamblu de vocal de tineri. A zis că vrea ea să înființeze ceva, un grup, ca să avem noi, copiii ei, un loc unde să învățăm și unde să cântăm. Așa că a înființat acest cor, care acum, între timp, e un ansamblu instrumental vocal destul de mare. Încă mai există, după 25 de ani. Și așa am început eu să cânt. Cumva, înainte să conștientizez ce se întâmplă, eram în mijlocul acțiunii deja și niciodată nu s-a pus problema să mă opresc. Deci, cum am ajuns în liceu, am fost cooptat într-o trupă, după care am înființat altă trupă cu fratele meu împreună, o trupă de funk. Niciodată nu sunt luată drept româncă. Tot timpul se întreabă oamenii de ce vorbesc ciudat, de ce am un accent, de ce am părul ăsta ciudat, de ce arăt așa. Și strânesc foarte mult neînțelegere oriunde mă duc. Și în muzică, bineînțeles, acest lucru, acest ciudat, cum ar putea fi interpretat aici, se simte clar și în muzică. Adică piesele mele pe care le scriu sunt de multe ori influențate din muzica asta mai, nu știu ce clar, folclor, dar din poporul săsesc. Și nu numai, de la mama mea am învățat în acel cor diversitate muzicală. Deci ea tot timpul aducea muzici din toată lumea, de la africană, la japoneză, la modernă, la Elvis Presley, musical, jazz, de toate am făcut acolo, bineînțeles și clasic. Proiectul lui mi-a plăcut de la început, chiar dacă n-am înțeles 100% din stat despre ce e vorba, dar pe drum s-a concretizat și s-a concretizat deja, aș spune, într-un lucru foarte interesant, pentru că sunt niște muzicieni care o să participe, pe care, în primul rând, că mulți îi cunosc și îi respect enorm, pe alții încă nu îi cunosc, dar au auzit ce fac și e un foarte mare potențial. Deci, dacă reușim să atingem măcar jumătate din potențialul care este, eu cred că e o treabă foarte bună. Muzica este un limbaj universal, asta nu înseamnă că orice muzician se înțelege cu orice muzician, chiar dacă vorbesc doar prin muzică. Dar da, poți prin muzică, cântând cu oameni împreună, să descoperi niște laturi ale oamenilor pe care nu o să le vezi niciodată vorbind doar cu ei. Și asta mi se pare fascinant, că descoperi pur și simplu niște perspective și niște orizonturi noi în oameni, care altfel nu se arată și uneori e fascinant. Da. Și sunt oameni, de exemplu, cu care poți cânta, dar nu te înțelegi prin cuvinte chiar, nu? So, yes.